Ajunge cu insolența. Abilitate activată. Perforator de impact. De aceea nu vei fi niciodată atât de bun încât să mă învingi. Ia-ți adio, Dankuso. Ben! Ai grijă! Iar acesta va fi sfârșitul rezistenței luptătorilor Bakugan. La fix, partenere! În spate! Drago! Ești în regulă, Dan? Ce se întâmplă? Cine ne atacă? Te-ai trezit dintr-un coșmar? Da, se pare că da. Îmi pare rău că te-am trezit. Ce mai coșmar? Te-au auzit toți vestalii de pe planetă. Și tu ai avea coșmaruri dacă ai fi pierdut o bătălie la fel de rău ca maestrul Dan. Bravo! Știi ce, Marucho? Baron are dreptate. Drago, să începem antrenamentele. În toiul nopții. Drago! Drago? Hei, voi l-ați văzut pe Drago? Pentru prima dată mă întreb dacă am puterea să fac ce trebuie făcut. Luptătorii Bakugan în întoarcerea unui prieten. Wyvern, ți-ai sacrificat viața pentru a salva lumea noastră și eu o voi apăra până la ultima suflare. Dar nu pot face asta singur. Drago! Ha? Aici erai! De ce stai singur afară? Mă gândeam doar. Și eu! Să ne apucăm de treabă! Te-a trezit și pe tine. Ești îngrijorat? Nu pentru el. Dar dacă luptă la ora asta, puterea dezlănțuită le-ar putea indica vestalilor unde suntem. Bună mișcare, Drago! Abilitate activată! Bun, acum sunt plictisit. Trezește-mă când atacă vestalii, bine, Mira. Așa, prefă-te că nici nu-ți pasă. Un toast pentru cei 6 Bakugani faimoși. Sunteți cei mai puternici Bakugani ai fiecărui atribut și sunteți toți ai mei. Așa că spune-mi, de ce am doar 5? Spectra! Ce se întâmplă? L-ai învins pe om și tot nu am un Pyrus Dragonoid în colecția mea? A, da. Scuzele mele, prințe Hydran. Se presupune că ești cel mai bun luptător din noua Vestroia. Dovedește-o! Vă înțeleg perfect frustrarea. Nu voi eșua, dar am nevoie de timp, lordul meu. Bine atunci. Mă bazez pe tine, Spectra. Nu ar fi înțelept să mă dezamăgești. Aștept să aud vești bune de la tine în curând. Puște arogant și răsfățat. Îmi asum toată responsabilitatea, maestre. Eșecul meu te-a adus în disgrație. Nu-i așa. Ai multe realizări, Gas. Prințul nostru răsfățat are o izbucnire copilărească. Își vrea doar jucăria. Ai grijă, maestre. Nu poți ști niciodată cine ne ascultă. Să asculte. Vino, avem multe de făcut. Desigur, maestre Spectra. Dacă urmăm valea asta, ar trebui să ne putem apropia de oraș fără a fi detectați. Vă pot duce acolo până la sfințit, cu toată viteza înainte. Asta înseamnă că acum chiar ne ducem pe teritoriul inamic? În sfârșit am distrus consolele vestale de control ale dimensiunii. Vai ce se vor speria Vexo și... Dan, concentrează-te. Stați, trebuie să discutăm altceva. S-a întâmplat ceva? Nimic, trebuie doar să merg la toaletă. Prea multe informații. Când îți vine să mergi, trebuie să o faci. Salutări, Dankuso. Gas?
Ce caută un Vexos aici? Cum a intrat în sediul nostru? Înțeleg, ești doar o hologramă. Te avertizez, astăzi ți-l voi lua pe Drago. Nu cred. Te înțeleg dacă îmi refuz provocarea. După ce ai pierdut odată în fața mea, probabil ți-e frică? Totuși, dacă vei avea curajul să lupți cu mine încă o dată, micul meu spion te va aduce la mine. Hai aici! Voi lupta cu tine și de data asta sigur te voi învinge. Ești nebună? Vrei să amâni distrugerea consolelor dimensionale ca să urmărim cai verzi pe pereți? Fratele meu ne-ar putea ajuta mult dacă îl găsim. Renunță! Oricum, am amânat deja prea mult. Ar trebui să îi eliberăm pe Bakugan. Asta fac și eu. Gata! Hai să ne liniștim cu toții. Las-o baltă, Marucio. Când se ceartă, poate dura ore întregi. Drago! Dan? Hai să dispărem. Plecăm? Unde? Gaz ne-a provocat la o revanșă. Acum trebuie să ne întâlnim cu el. Sună a capcană. Știu asta, dar așa îl salvăm pe Vulcan din mâinile luptătorilor Vexos. Contează pe mine, dar nu ar trebui să le spunem și celorlalți. Vă rog să nu vă mai certați. Serios, sunteți mai răi decât niște copii de 2 ani. Ce ziceți de o îmbrățișare sau un cântec? Ha, ha? Cred că nu, sunt cam ocupați acum. Și oricum, asta e o luptă 1 contra 1. Nu sunt negativist, sunt doar sigur că planul tău e ridicol. Vom fi înapoi înainte să își dea seama că am plecat. Bine, gâză, hai arată-mi unde e Gas. Ai ajuns. Normal, șansa asta era prea bună ca să o refuz. Sper că ai exersat, Gas. Nu voi fi blând. Mândria ta nesăbuită te va învinge. Mașetă, lovitură puternică. Carte de poartă deschisă. Zdrobește-l, Vulcan. Bakugan, luptă. Pârlește-i, Drago. Bakugan, luptă. Bakugan, ridică-te. Bakugan, ridică-te. Abilitate activată! Reactor Saptera! Nivelul puterii lui Vulcan 600. Ați fost neghiob să ne înfruntați din nou? Acum veți vedea de ce. Carte de abilitate pregătită. Abilitate activată! Pumn de titan! -200. Am un avantaj de 500. Acum privește cum ți-l iau pe Drago pentru totdeauna. Abilitate activată! Scut strălucitor! Drago plus 200. Vulcan minus 200. Câștigător Vulcan. Abilitatea ta l-a salvat pe Drago, dar ai pierdut puncte prețioase între timp. Ești teapăr, Drago? M-am simțit și mai bine, dar ai pierdut jumătate din punctele tale. Iartă-mă, prietene. Nicio problemă. Abia am început. E rândul meu să încep. Carte de poartă, pregătită. Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Interesant. Acest Drago fusese într-o perioadă Bakuganul drăgănoit perfect. Apoi a devenit nucleul noii Vestroia. Cum a putut reveni la forma de Bakugan după asta? Bună întrebare! Hilias, am sentimentul că dacă înfruntăm chiar noi în lupta acest Bakugan, lucrurile vor fi clare. Bakugan, ridică-te! Carte de poartă deschisă! Pyros Reactor! Să începem! Să îți simtă înțepătura! Scorpion! E capcana Bakugan! E rândul meu să te dobor dintr-o singură mișcare! Carte de abilitate pregătită! Abilitate dublă activată! Dragon arzător! Plus amplificare satelit! Oh!
Trego, nivelul puterii 1150. Nici gând! Nu-l voi lăsa pe omul ăsta să-mi ia pe vulcan. Abilitate activată! Detecțiune Pyrus! Trego, nivelul puterii 850. Se pare că suntem la egalitate. E în regulă. Nici măcar nu am început să lupt. Nu mă mai joc cu tine. M-am săturat. Mă ocup eu de asta, Gas. Asta e lupta mea. Tu cine ești? Sau ce? Sunt Fantoma Spectra, liderul luptătorilor Vexos. Crezi că asta mă impresionează? Nu foarte mult. Așa că renunță, Spectra, conducător al Vexos. Am determinat o luptă cu Gas. Ar trebui să fii mai respectuos față de superiorii tăi. E o onoare pentru un amator ca tine să piardă în fața celui mai bun luptător. Carte de poartă pregătită! Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Acum, scoate-l pe Drago. Nimeni nu-mi spune mie cum să lupt. Dar dacă totuși insiști atât de mult, voi lupta cu tine. Gata, Drago? Gata! Bakugan, luptă! Drago, ridică-te! Acest trecănoi de magnific. Acum să-l testăm, să vedem de ce e în stare. Abilitate dublă activată! Dragon dublu! Plus accesoriu de nucleu! Nu se poate! S-a despărțit în două și a dublat nivelul de putere! Scutește-mă, te rog! Vreau doar să fac un mic ocol, atâta tot. Nici gând, nu are sens. Cer o pace temporară! Mai bine uitați-vă aici! Ce e aia? Probabil e Drago. Probabil că Dan s-a strecurat afară și s-a implicat într-o luptă. Sper că nu se luptă cu Gas. Are nevoie de noi. Puterile și îndemânările de apărare ale acestui dragonoid nu sunt cu nimic speciale. Poate că e timpul să închei lupta asta și să-i duc darul prințului Hydron. Ia! Asta! Carte de abilitate pregătită. Abilitate triplă activată! Dragon arzător plus tornad arzătoare. Și nu uita de abilitatea de fuziune Pyrus Criminal. Poftim? Aceea e o abilitate triplă. Bakugan, luptă! Abilitate activată! Scut dur! Vulcan mi-a distrus abilitatea. Diferența dintre puterile noastre e mai mare de 500 de puncte. Pregătește-te de final. Serios? Acum cine mă mai atacă? Ce e aia? Nu se poate! El este! Da! E Sean! Carte de abilitate pregătită. Abilitate activată! Puterea tunetului! Lovitură tăioasă! Abilitate activată! Puterea vântului! Lovitură de atac! Nu se poate! Îmi pare rău că am eșuat, maestre Spectra. E în regulă. Continui eu de aici. Helios, ești pregătit? Sunt, maestre. Să începem. Cel mai puternic Bakugan Pyrus, Helios. Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Drago, ce este? Nu știu, Dan, dar e foarte puternic. E Helios! Sean? Nu! Adică Sean Kazami? Cum merge treaba, Dan? Bine, cu excepția problemei ce se numește Spectra. Abia aștept să-l cunosc. Ce zici să le arătăm cum se face asta? Mie-mi sună bine, partenere. Hei, Spectra! E timpul să începem petrecerea. Dacă Dragonoidul ăla poate folosi abilitate triplă, poate are și alte puteri pe care le ascunde de mine. Abilitate activată! Postura ghearei de fulger! Kagenui! Trebuie să văd toate puterile Dragonoidului.
Abilitate activată! General Quasar! Și când te gândești că erai odată tregănoitul perfect, acum nu ești mai bun decât tigrera pe care am distrus-o. Cum? Tu ai luat-o pe tigrera? Așa e. Și tigrera a implorat îndurare, așa cum o vei face și tu. Te voi face să plătești pentru asta. Drago, ce se întâmplă? Ha? Îmi spune să folosesc cartea asta? Impresionant! Haide, nu mă menaja, arată-mi de ce ești în stare. Abilitate activată! Lovitură de dragon! Schimbul de puteri încheiat. Nivelul de viața lui Spectra, 0. Bravo, maestre Dan! Bună treabă, Helios. Hai să mergem, Gas. Chiar acum, maestre Spectra. Întoarce-te când vrei și îți dăm o lecție de luptă pe gratis. Acum că am văzut puterile Dragonoidului, nu mai pot permite să fie doar o joacă. Așadar, unde ai fost, omule? Parcă ai dispărut de pe fața pământului. A fost foarte ciudat. Eram singur în munți, îmi exersam îndemânările ninja, când brusc a apărut în fața mea o fisură în dimensiune. Am fost atras în fisură și m-am trezit aici, oriunde ar fi asta. Unde sunt? Și cum am ajuns aici? E greu de spus, sigur, dar poate că atunci când Vestalii au ajuns în noua Vestroia, s-a creat o distorsiune în dimensiuni. Are logică! Și asta explică de ce nu am reușit să dăm de tine pe pământ. Apoi, la scurt timp, am cunoscut-o pe Ingram. Hei, ce se întâmplă? Aș vrea să salveze cineva! Ce se întâmplă? Mulțumesc că m-ai salvat. Îți voi fi mereu îndatorată. Eu sunt Ingram. Iar eu sunt Shun Kazami. Shun, ești cumva un Vestal? Vestal? Adică aceia care furau tot Bakuganii? Nici gând. Deci care-i treaba? Cine vă răpește și pentru ce? Ingram mi-a povestit despre Vestali. Și din acel moment m-am dedicat eliberării Bakuganilor. Tu ne-ai salvat pe mine și pe Elfin când luptam cu Mylin? Speram că a fost fratele meu. Trebuie să înțelegi, Mira. Haide, îl vei vedea pe fratele tău când va vrea să fie văzut și nu înainte. Dar, Shan, de ce ai dispărut? De ce? De ce nu te-ai arătat după luptă și nu ni te-ai alăturat? Scuze, Dan, trebuie să mă întorc la ceva foarte important. Ce poate fi mai important decât vechii tăi prieteni? Aproape am ajuns. Orașul Alpha, noua Vestroia. Hei, acolo merg și eu. Voi intra și o voi găsi pe Skyros. Mira aici. În sfârșit am ajuns în oraș și imediat Dan și ceilalți au pus la cale un plan de a distruge consola. Dar eu nu mă alătur lor. Am ceva de făcut singură. Dar mă voi descurca numai eu? Și Vexos au un as ascuns în mânecă. Poate fi un Bakugan mecanic? Nu pierdeți următorul episod! Bakugan luptă! Ne vedem atunci, luptători!